Fumatul rămâne o problemă de sănătate publică importantă și o epidemie globală, cauzând boli și decese. În 2009 fumau circa 1,1 miliarde de persoane, 30% dintre adulți, 48% dintre bărbați și 12% dintre femei. De cât timp fumați? De 20 de ani. Și de ce v-ați redus la 3 țigări pe zi? Pentru că bătrânețea trebuie să întreținută. Dar adică, de ce n-ați renunțat deloc? Păi, deocamdată vreau. Vă simțiți mai bine de când fumați mai puțin? Da, da. Fumați? Nu. Foarte bine. N-ați fumat niciodată? Am fumat până în noiembrie anul trecut. Și cum v-ați lăsat? Dintr-o simplă răceală. Am terminat cu definitiv, da, da. Dar cât fumați, erați conștient la riscurile la care vă supunați? Conștient, foarte conștient și învățam și pe alții să nu fumeze, dar eu fumam. În jurul dumneavoastră mai aveți fumători acum? Nu. Nu, nu, nu. Soția nu fumează, fiica mea mai fumează din când în când, dar nu e lângă mine și așa mai departe. Vă simțiți mai bine de când v-ați lăsat? Foarte bine. N-ați fumat niciodată? Nu. N-ați avut această curiozitate de a prinde măcar o țigară? Nu. E foarte bine, dar în jurul dumneavoastră, în familie, prieteni, există fumători? Nu. Fumați? Nu. N-ați fumat niciodată? Nu. Nici din curiozitate n-ați aprins o țigară? Nici, nici, nici. Dar în jurul dumneavoastră, familie, prieteni, există fumători? Da. Și cum îi tolerați? Nu prea îi tolerez. Adică nu acceptați să... Fumează afară sau în spații deschise. Din curiozitate am mai luat așa ca să pot să... Dacă mi-a fost rău, n-am putut să suport fumos așa, n-am putut să fumez în viața asta. Este foarte bine. Dar în jurul dumneavoastră, prieteni, familie, există fumători? Nu. Deci prieteni am, dar în jurul familiei nu este. Nu fumează niciunul. La dumneavoastră în casă nu se fumează? Nu se fumează. Știți care sunt riscurile? Riscurile le știu. Am auzit și la televizor, am auzit și știu de riscuri care sunt. Nu că din cauza asta, că înainte pe timpul nu se spunea despre fumatul ăsta la televizor, dar acum se spune mai multe și nu știam de riscuri. Dar n-am putut să supor fumul ăsta de țigară. Știți că există acum posibilitatea ca în curând fumatul să nu mai fie posibil în niciun spațiu public? Sunt de acord cu treaba asta, că unii nu suportă fumul, unii suportă, poate să le facă loc special pentru fumători, pentru nefumători de o parte. Asta sunt de acord, să știi, că în spațiu public să nu se mai fumeze. Excluderea totală a fumatului de la locurile de muncă reprezintă încă un deziderat. În spațiile publice, pentru restaurante sau distracție, interzicerea fumatului se găsește doar la primii săi pași. Nu există deocamdată mijloace pentru aplicarea promptă și consecventă a legii. În ziua de 31 mai 2011, Compartimentul de Promovare a Sănătății al DSP organizează o serie de acțiuni pentru a marca Ziua Mondială fără Tutun. Începând cu ora 11 în Parcul Mitropoliei, va fi organizat împreună cu Societatea de Cruce Roșie și Centrul Antidrog un stand de sănătate, Viață Liberă de Fumat. Marșul stradal antifumat anual al elevilor Viață Liberă de Fumat va porni la ora 11 de la școala Profesor Paul Bănică.